În data de 28 iulie, mai precis vineri, în orașul Teiuș va avea loc un eveniment, aș putea să-i spun sportiv, fără teama de a greși, un eveniment la care noi ținem foarte mult și care vrea să ne aducă împreună cu natura, vrea să ne aducă împreună cu tot ce înseamnă orașul nostru, cu împrejurimile acesteia, folosind un mijloc de deplasare vechi, antic și de mult mai precis bicicleta. De mult am avut această intenție de a realiza acest concurs de biciclete în care se pot înscrie tineri și mai puțin tineri. Practic nu este o limită de vârstă deosebită sau foarte strictă. Totuși există anumite reglementări legate de faptul că avem și o mare responsabilitate în organizarea unui astfel de eveniment. Așa că am stabilit un concurs, un regulament al concursului mai precis, iar vineri începând cu ora 8 din fața Casei de Cultură a orașului nostru, deci se va da startul ediția 3 acestui eveniment. Este un eveniment care să ne facă să ne cunoaștem cât mai bine împrejurimile orașului nostru, satele aparținătoare, rutele pe care ne deplasăm unii dintre noi aproape în fiecare zi, în așa fel încât Teiușul să-și arate cu adevărat fața lui bună, față de oraș cu oameni care doresc să facă ceva, care doresc să se miște natură, care vreau să aducă un pic de mișcare și un pic de plus valoare atât familiei personale, cât și indiscutabil familie mare, familie orașului nostru. Este o tradiție, deci așa cum spuneam, fiind această a treia ediție și ne completează ceea ce pe vremuri aveam tot aici la Teiuș, un marș pentru sănătate, un marș care an de zile deja a devenit valența și cred că va trebui să ne gândim și pe viitor să refrișăm în așa fel încât factorul de dezvoltare fizică să fie un lucru important pentru tot ce înseamnă comunitatea noastră. Apreciez grija și eforturile celor implicați și pe această cale anticipat vreau să mulțumesc colegilor mei din primărie care s-au ocupat pentru ca acest eveniment să fie unul la înălțimea cerințelor participanților tineri și așa cum spuneam sau mai puțin tineri deopotrivă.